să intre la... Da. Adică nu să vă bag în casă, dar să vă ajut cu... Am vrut numai să te salut. Da? De ce? Da. Doar am vrut să te salut. Poftă bună. Am vrut numai să te salut, să văd cum ești. Foarte rău. Vai de mine, dar ce-ai pățit? Secret. Zii, mă, ce-ai pățit, mă. Am zis că nu mai intru cu tine, dar... Dar de ce ai zis? Că ai vorbit urât ieri. Da? La ce oră? Era 12:36, parcă. Da? Și la ora 2, nu erai pe live cu mine? Aia a doua oară, am intrat de două ori, mai țin minte. A, și am rămas supărat. Bine, da, și acum am vrut să văd dacă ești ok, dacă ai mâncat ceva, dacă... Bine, nu ne-am împăcat aseară. Nu mai țin minte. Denis? Da? Dar noi ne-am jucat până la ora 3. Ceva-i putred aici, ceva-i putred. Nu mai țin minte cât era ceasul la mine, mă, omule. A, ok. Așa, da. O să da, dar doar am intrat doar cu tine să văd ce faci, cum ești, dacă ești bine. Foarte rău. Ce foarte rău? Nu mă simt bine. Dar ce ai pățit, dragă, Bia? Durerea de inimă. Fai de mine, ai cel mai nașpa să te doare. Mai bine îți rup o mână și un picior. Da, stop și distribui. Nu? Așa este. Dar cine ți-o frânt inima? Am văzut un video emoționant. Cu cine? Iar te uiți la videoclipuri cu mine, mă. Zi! Denis. Ce-i? De ce nu ești cu mine? Dar ce ți-am zis? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Deci tu ai intrat doar să mă vezi. Da, am vrut să văd dacă ești ok. A. Când ești în depresie, nu poți să mănânci. Tu văd că poți să mănânci. Când ești supărat, iar nu poți să mănânci. Când ești supărat, nu poți nici să râzi. S-a mai fost supărată până mai văzut. Îi dă-o pe aia. Poate. Vai de mine, dar ce vrăjeală, vai! Poate că da, poate că nu. Să zicem că da, să sperăm că nu. Nu așa era. Nu e nici greu, nici ușor. Depinde cum o vezi. Depinde din ce poziție o vezi. Că dacă același lucru poți să vezi într-o poziție bine și același lucru poți să vezi într-o poziție rău, nu? Și tu cum îl vezi? Uite, dacă te uiți de aici, cum îl vezi? Frumos. Și dacă te uiți de aici? De aici? Și mai frumos. Păi bine. O fire pozitivă. Aha. Și când îl vezi urât? Când închid ochii. Păi când închizi ochii nu mai vezi. Aia, boala eu am și eu, să știi. Boala eu am și eu. Ei, nu știu, eu când închid ochii eu nu mai văd. Păi aia, boala eu am și eu. Când închid ochii nici eu nu mai prea văd. Unii mănâncă pe stres sau supărare. Adevărat. Nu. Nu ai cum să mănânci din supărare, să știi. Dar tu de ce bei acum? De sete sau de stres? De... Eu de ce beau? Dar de plictiseală. De agonie. Bună și bine. Agonie în suflet, în viață sau în minte? Ha? Ce zici? Agonie în minte, în suflet, în inimă sau în viață? Ce-i N-out? Stai un pic, scuze. Alex, ce-i N-out? Da, da. Ce-i? Ce? Și unde-i? Nu am mâncat. Da. Dar în California? Încă n-am mâncat, dacă când ajungem acolo mâncăm. In and out. Să mănânci. Bine, Alexia, mulțumesc. Ok, zi, Bianca. Cum ai dormit? Foarte rău. Iar, bă, omule, tu toată viața ta e rea, mă.
Nu, glumesc. Nu, chiar am dormit foarte zi. Îți trebuie un Denis în viața ta. Un Denis? Sí, adică, un Denis. Nu, Denis, nu Denis. Un Denis. Da, nu? Auzi, mama. Să rămână doamnă. A zis bună. A zis un băiat de pe TikTok că îmi trebuie în viața mea un Denis. Eu sunt Denis. Băieții, băi salți, eu sunt Denis. Denis pe Icol Public. Ăla de la desene, dacă nu știu. Era un film. Tu ce părere ai? Am nevoie de un Denis. Doamnă, vă zic așa două, trei caracteristici. De vreme acasă, cu minte, face curat, face mâncare, iubăreț. Vă mai zic? Zidane nu e liber, acum e la pușcărie. Dar ești real? 100%, doamnă. 100%. Și vreți să vă mai zic o calitate? Prind repede și uit greu. Sune ca săraca. S-a necat mult. Auzi, ai uitat să zici modest. Nu, eu doar ți-am zis niște calități. Dacă vrei să încep cu defecte? Ia. Critic, foarte critic. Perfecționist. Nu am răbdare. Se pune inima repede. Nu am răbdare deloc. Stau prost rău de tot cu răbdarea. Și... atât, ce să... Nu știu, nu știu. Că nu le mai știu pe restul. Da, nu știu ce defecte mai am. Da, și sunt fecioară. Da, sunt sigură. Nu, dar eu nu cred că tu ai defecte. Fai, ce calde. Ce calde mi-arunci. Ce suc bei? Zici ce suc bei. Bine, hai, zici ce suc bei să știu. Nu vreau suc, doar apă. Plată sau minerală, ca să știu? Plată. Și vin? Vin la tine. Vin la mine? O lăsați, doamnă, o lăsați, doamnă, în custodie. Nu faci pe făcut viza, îmi doară. O lăsați în custodie, doamnă, că am eu grijă de ea. Mai am 9 ani de viză. 9 ani? Păi, na, numai bine. Mm-hmm. E destul să zică că e fecioară. Băi, vă rog, nu mai criticați fecioarele. Vă rog, destul. Nu, aia e ideea. E destul să zică fecioară și te-am zis totul despre mine, gen. Da. Sunt ok. Mai știu niște defecte, dar nu pot să le zic. Ești familist, ești loial, mai zic? Ești familist, loial. Foarte fumis și pofticios. Hai să jucăm pe ceva, uite, hai să jucăm pe ceva. Dacă pierzi, îți pune mama ta am-nam, bine? Auzi, și dacă nu îmi pune mie. Mai stați, doamna, aici un meci cu noi, doamna. Da, stop și distribui. Să vedem ce zice mama lui Bianca. Mama soacră, de fapt. Hai să vedem. Băi, doamnă! Băi, nu mai zi așa, că se atașează de tine. Dar e bună, mă simt prost acum. De ea se atașează repede. Vai, dar nu mai... Te rog, bă, că mă simt să... Doamna, am glumit, doamnă. Dar chiar vreau să... Face așa gluma. Da, stop și distribui. Ea știe ce vrea, vrei să vă zic dorința cea mai mare al mama? În afară de mine. Pentru tine. Să-i aduc un nepoțel. A, aici nu mă bag încă. Serios. M-o zăpăci de vreo 2 ani și ea și tata. I-am zis, nu-i momentul, eu am 24, să facă frate-miu că ăla e vârstă. Ia uite, Cristi. Da, auzi ce zice Cristi, seamănă cu Rareș. Știu. Da, stop. Cristi, a scris. Da, și el vede la fel, îți dai seama. Auzi, a zis cineva că îți face 3 copii, dacă vrei. Hai, da, stop, dați distribuiri, haide. Nu să ne pună... Deci, dacă pierde, vă zic, suntem 1000 de oameni, dacă pierde, mama Bianca îi va pune întrebări am-nam. Din alea, da. Faine. Da. Dar dacă dați și voi click-ul nostru pe ecran și să-l batem, ar fi fantastic. E greu să ne bați. Da, stop. Suntem 1000. Dacă suntem 467 și niciunul nu dă click-ul, nu trebuie ecran. Hai că avem ori 3 să batem. Haide. La ce se mă numări?
Bă, Alex! Telefonul dă-mi-l. Păi, dar se duce semnalul. Încă se duce semnalul. Netul. Îmi dă seama cu mine. Haide, hai că avem ori trei, mă. Ori trei. Avem și mănușă. Ce se întâmplă și la mănușă și la ori trei? Serios, Maria. Nu dați trandafir pe mănușă. Nu dați trandafir pe mănușă. Rodica... De ce ai pus mănușă acum? Trebuie la început. Da, stop, toți. Ei. Gabriela! Acum, bă. L-am luat. Bravo, Gabriela. Mare, mulțumesc. Da, stop, toți. Ne-a luat. Te pup, Florin. Vezi că vin tare. Vezi că vine și Alexandru. Vezi că... Ai, ce-ți fac? Haide. Da, stop. Dacă pierde, mama ei, n-am. Da, auzi, vezi că am zgârcit fecioarele. Eu nu-ți mulțumesc! Stai că era mănușă, stai că două mănuși am. Ce se întâmplă la două mănuși? Se dublează, se poate cincea de 5 ori. Deci, așa, da, înțeles. Ai. Dați follow la Vocea. Avem două mănuși. Nu mai dați cadouri mici. Dario. Bă, omule, dar cum să... Corect, Ionela, n-are ce treabă. Ce ai făcut, Denis? Ai primit 3 mănuși și nu mă bat. Nu se poate. Păi și stai, dacă tu pierzi, ce se întâmplă? Cam uitat. Da, stop. Da, stop. Mama ta este pe live? Mama mea? Mama ești? Opa, a venit Robert. Te pup, Robert. Vezi că încă nu-i gata. Eu nu vezi că nu-i gata meciul. Vezi că nu-i gata meciul, ai grijă. Da, stop, toți. O terminăm. Uite, mama e pe live aici. Da, mama. Să rămână, doamna mama. Dacă pierde, mie îmi ziceți am și îi pun întrebări. 3 trebuie să-mi ziceți, îi pun. Dar mama nu știe cum să intre la tine. A, da? Cred. Mama, știi cum să intre la ea? Stai un pic. Apăsați pe poza mea acolo unde scrie, exact la el, acolo jos. La mine scrie numele lui, dar unde... Mai am o mănușă, bă, n-am primit niciodată 4 mănuși într-un meci, haide! Deci lumea vrea să te bat. Da, stop, toți. Da, stop, să o rupe. Deci în partea de jos acolo, apăsați pe numele meu și dai watch live. Mai avem 15 secunde de mănușă. Aveți grijă să nu ne bată. Nu, că te batem. Follow acolo la... Florin, mulțumesc. Hai că eu zic că îl bat. Nu! Te pup, Viorel. Ce-i, mă? Mi-a dat mănușă. Opa, a venit și Robert. Te pup, Robert. Mi-a dat mănușă. Așa, mă. Bine, mă. Bravo, Ionuț. Bravo, Florin. Ia uite. La virgulă. Te pup, Robert. Te pup, Florin. Te pup, Alexandru. Și eu pe Florin și pe Ionuț și pe toată lumea care a dat tap-tap. Tu îți dai seama că tap-tapurile m-au salvat. Uite și tu, 8200. Bă, la 80, fix 80 de din 80 astea, de puncte, numai din tap-tapuri. Haideți, doamnă, vă aștept cu amnam. Mami! Hai și încă o dată. Hai că trebuie să-i pui 3 amnam. Haideți, doamnă. Mamă, trebuie să pui 3, n-ai ce să faci. Ne bubui pe TikTok. Mama, trebuie să zici am-nam și trebuie să zici o întâmplare. Sau trebuie să zici am-nam înșelat. Da. Am-nam... Hai, da, stop, toți. Sau se întâmplă. Tap și distribui, să batem. Deci tot așa cu am-nam, la fel. Dacă nu, vă pun eu la amândouă. Am-nam, bine? Facem? Când răspunzi, tu trebuie să răspunde și ea. Zic că mama nu vrea să vorbească, că e rușinoasă tu. O să o doare dinte, dar știu că se preface. Da, bine, hai, zi tu, hai. Să zică mama ta, că eu citesc de la mama ta. Hai, mama, zi mie aici, am-nam, hai, zi în comentarii. Tu ești selectiv. Nu, dar de ce te pui pe hainele care sunt noi? Dă-mi explicație logică. Da, stop, ce face? Ce face cu hainele? Pe hainele noi. Haide, da, stop. Vedeți că avem ori trei. Nu pot la jama, trebuie să-l las pe ea. Avem ori trei la obiectiv.
Și dați mă tap-tapul, mă, că suntem 1000, mă, oameni buni, mă. Și la mine 450, dar dacă ar da tap-tap toți, în continuu, să facem 500.000 de like-uri, spre exemplu, apărim pe foriu la toată lumea. No, hai să vedem. Dați acolo, la toată lumea să apărăm, cum zice. Ori 3. Raul Brici, te pup. Corect, am atins obiectivul. Și acum, la 3, 2, 1 și tap-tap toți. 40 de secunde de ori 3. Ia uite că sunt acolo. Hai, pune-mi amnam. Alo, pune-mi amnam. Nu mai pot să zic de la mama, că mama nu zice, da? Zi tu, hai, zi tu de la tine, amnam. A, de la tine. Ceau, Izabela, ceau, Adi. Haide, 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 dați tap-tap. Și dați distribuit la toată lumea, la toată România. N-am avut vreodată intenția să mă bag cu vreo una dintre foste. Am. Salut, Cipi. Oh my god! Oh, omule, mă ne-am bine, Ionuț! Oh! Te pup, Alex, Zinca. Mulțumesc, dragă Ionuț, dați-i tot spală. Te pup, Robert. Dă-și ele înapoi. Avem mănușa. Vedeți care și-a mănușa? Ionuț, vedeți care pot primi? Nu, la o trei. Stai că avem mănușa, Robert. Zi. Haideți, zi, zi, persoane să dea follow la Ionuț să facă 2500, vă rog. Hai, deci, da, stop. N-am uitat de ziua unei iubite. N-ai cum să uiți așa ceva. Da? Nu am cum să uit așa ceva, niciodată. De ziua iubitei mele. Adică nu am iubite, dar dacă aș avea o iubite să uit de ziua ei, niciodată. Da, stop toți. Haide, zi. Te ascult. Bianca. Te auzi. Stai că m-a sunat telefonul, stai. Bianca, mănușă, o dă mai pe final. Hai, avem mănușă, ia scrieți, avem mănușă. Așa, asta a doua și a treia. Da, stop toți, toți. Te ascult. N-am inventat o scuză ca să nu mă duc la o întâlnire. Doamne, am. Tu? În principiu am fost sinceră de fiecare dată. Vorbim despre întâlniri amoroase, nu? Nu, mă, hai întâlniri. Da, păi eu m-am întâlnit amoroase. Corect, Ioana. Mai bine îmi scrii direct aici, dacă nu... dar așa de slab stăm pe tap-tap, suntem 900 de oameni și așa de slab stăm? Așa este. Ia să ne cât au dat. Jur, Jobi, jur. 2428. Haideți încă 30 de persoane să dea follow la Ionuț. Hello, David. Vă rog. Nu, dar eu zic că nu ne bate. Avem mănușă. N-avem nici mănușă. Păi mănușă, n-ai nici tu. N-ai nici tu mănușă. Haide, da, stop. Da, eu am mănușă, dar nu am mai dat-o. Păi, la mine ce se întâmplă? N-are nimeni mănușă. Păi dacă ai dat 5 mănuși într-un meci. Da, am un snipe puternic. Ia. De 10.000 de puncte. Văd lumină. Ce? Când e deschid, văd lumină. Nu mai bătut. M-am bătut. Ok. Da, Gabriela. Bun. Avem două, noi avem mănuși aici, suntem, dar le ținem că e ușor. Zi. Bun, dar nu mai zic am n-am. Întrebări. Da, pe întrebări? Da, hai, bun, întrebări, da, hai, mai un meci și tot pe întrebări, jucăm, hai, da. Păi stai, acum ce trebuie să zic? N-am. Da. Nu, am tot, dă-i cu întrebări, hai. Da, stop toți. Hai, de Bia. Dar de ce nu mă lași să mă gândesc la întrebările la care chiar vreau să știu răspunsul? Ok. Vrei să-ți fac întrebări superficiale? Te rog să nu-mi pui, tu punem ce? Tu punem ce întrebări vrei tu? Eu pun ce întrebări? Faci să-mi iau o promovare, te rog, da, uite. Dați aici follow la... Chiar nu da, uite, dați follow la Robert. Robert,
fă ceva ca să ajungi aici la 1, 2, 3, știi ce zic? Ca să pot să spun să dea follow. Tap, 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 tap. Uite, acum dați follow la Robert. Primul, ce apare aici, care stă pe mașină. Ce că chiar stă prost cu răbdare. Da, stop, stop, toți. Haide, da, uite-mă frumos. Dar de ce mă bați? Cum te păi stai, mă, că încă nu-i gata, mă. Te pup, Robert. După cât timp crezi că e ok să spui te iubesc? Nu. După cât timp simți? Când ai simțit că îl iubești și că ai sentimente puternice pentru persoana respectivă, atunci ar trebui să spui te iubesc. Nu contează că ești primul sau al doilea, contează să spui când o simți cu adevărat. Să nu arunci un te iubesc. Pentru mine, un te iubesc înseamnă extraordinar de mult. Și să-mi spun și să mi se spună. Știi? Haide, 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 haide. Da, stop, stop, da, stop, stop, da, stop, stop. Mulțumesc! Te ascult, dragă Bianca, mai ai întrebări. Mai da, știu, două, mai am. Dar stai că am ori trei, lasă mă, să mă concentrez aici, ia, stai. Da, haide, lasă că te concentrezi, haide, că lumea trebuie să-ți dea pentru ce vorbești tu, hai să vedem. Da, măi, lasă-mă aici, că, uite, e ori trei, tu vrei să mă ții de vorbă, să mă bați. A, dai că eu m-am prins de schemă, ia uite, mănușa, a, băgat eu nu-s mănușa. Hai să-i facem la ori trei, hai să-i facem la ori trei, dragoagii. Ori trei și ori cinci. Avem ceva putere, n-am putere azi. Azi n-am putere. Niște proști. Galaxie. Mulțumesc, Ionuț. Te pup, Robert. Nu știu, Ileana, nu știu. Dai că nu e. Dai că vine și Robert. Mulțumesc. Respect, Ionuț. Să-l aveți cu Robert acolo, să-i dați follow la Robert. Ceau. Să facă 2500. Ionuț, primul loc de la mine. Toți și dați să voi follow și vă dă și Ionuțule, stai un pic mai ușor, Ionuțule. Ia-o încet, te rog. Ionuțule. Haide. Așa. Iar asta este da, singurel. Da, Robert e singur. Europeană. European. E cum se zice, mă? Așa. A doua întrebare. Zi. Dacă ar fi să ai o problemă. La mama. Da, păi ai sunat o prima dată. Da. Salut. 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 Să. Haide. Da, stop, tap. Da, stop, tap toți. Da, stop, tap toți dintr-o dată, așa. Te ascult, doamnă, domnișoară Bianca. Ce părere ai despre fetele materialiste? Despre fetele materialiste? Dar ce înseamnă cât de materialiste? Genul ăla, care sunt mai mult interesate de bani, de... Că nu o să ajungă niciunde în viață. Și că mai bine nu mă bag și nu vorbesc, că oricum Dumnezeu știe ce e bine și e rău. Nu am nicio părere, nu. Pur și simplu... Haide, da, stop. 1. Și voi follow la Ion. 3. Și... Mi-e place. Dar fii atentă, te rog frumos acum cum se cresc tap-tapurile la mine și cum apare mânușa. Bun, hai te rog. Look. Vezi că mă uit. Uite-te. Și eu. Mă uit. Și eu, dar nu. Hai să mai vorbim despre ce. Ce părere ai despre zborurile în cosmos? Deci chiar abia aștept să fac chestia. Zi, ce părere ai despre zborurile în cosmos? Nu ți-am zis. Abia aștept. Na, Bianca, hai că mă mai joc și cu cineva, că tu mă bați prea tare și nu-mi place când pierd. Bun. Dar mai stai, nu? Mai stau. Nu avem niciun snipe. Hai, mai ai trei întrebări să-mi pui. Lasă, ți le punem mai colo. Hai, pusipa. Pup.